Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile vărsătorului dau impuls norocului generată de planetele din berbec. În această atmosferă neobișnuit de plăcută, viața te ia o întorsătură fericită și mult așteptată. Tot ce atingi se transformă în aur. Propunerile care apar în câmpul tău vizual sunt trimise în jos de soartă și îți devin la îndemână. Întâlnești oameni care au sentimente pentru tine. Începând cu 5 februarie, luna plină care se formează în leu te va ajuta să depășești limitele a ceea ce este posibil pentru tine. Ești pe vârful unui val de succes. Cu toate acestea, pentru ca toate aceste binecuvântări să coincidă în timp, va trebui să te confrunți cu Marte aflat în Gemeni. Opoziția care îl leagă de zodia ta te face să refuze obligații sau contracte sub orice formă. Ia în considerare acest aspect. Acest lucru te va ajuta să eviți să refuze o oportunitate grozavă din motive greșite. Dragoste. Marte în Gemeni va intra în mers retrogradă luna aceasta. Din cauza lui, pentru fiecare pas pe care îl faci înainte, mai faci 2 pași înapoi. Această indecizie poate afecta negativ dragostea ta. Dacă totul pare prea complicat pentru tine, nu dispera. Din 20 februarie, Venus în Berbec te va ajuta să faci alegerea potrivită. Până pe 20 februarie, Venus va petrece cu Săgetătorul în al 4-lea câmp al horoscopului personal, sectorul căminului și familiei. Tranzitul lui Venus prin casa a 4-a contribuie nu numai la întărirea relațiilor de familie, ci și la stabilirea legăturilor bune cu alte rude, inclusiv cu membrii mai în vârstă ai familiei. Îți amintești când ai fost ultima dată când ți-ai vizitat părinții? Se pare că este timpul să rezolvăm asta în timp ce astrele favorizează evenimentele de familie. În ultima decadă a lunii februarie, Venus se va afla în al 5-lea câmp al horoscopului, care se ocupă de divertisment, plăcere, jocuri, sex și copii. Aceasta va fi o perioadă în care sentimentele tale vor fi intensificate, vei reacționa mai emoțional decât de obicei la cele mai inofensive replici care ți se vor adresa. Sfat: vei putea evita unele restricții. Cu toate acestea, încearcă cu fiecare ocazie să accepți cu recunoștință acele restricții care nu pot fi relaxante. Acest lucru te va ajuta să eviți pierderea oportunităților profitabile. Sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marte își va continua călătoria prin casa 7-a astrogramei tale natale, sectorul parteneriatelor și uniunilor. Luna aceasta, reprezentanții zodiei Săgetător vor fi complet pasionați de treburile de familie, un fel de proiecte comune, evenimente. Poate fi necesar să-ți ajuți soțul sau partenerul cu ceva muncă fizică. Horoscopul pentru februarie prezice că practicarea unui nou sport te va ajuta să-ți îmbunătățești sănătatea. Un partener, prieten sau altcineva cu care comunici poate juca un rol important aici. Inspirația de la alți oameni te conduce la acțiune fizică. Dacă vrei să duci un stil de viață mai activ, riscă. Banii. Până pe 11 februarie, Mercur va fi alături de Săgetător în casa a 2-a, care este asociată cu banii și bogăția materială. În acest moment, mulți dintre voi vor trebui să completeze declarații fiscale sau să furnizeze în alt mod informații despre starea lor materială și situația financiară. Apoi Mercur se va muta în al 3-lea câmp al horoscopului, sectorul rudelor apropiate și al informațiilor. Unii săgetători pot observa că la începutul lunii, manifestă o deosebită sobrietate a minții și claritate de judecată. Alți reprezentanți ai semnului se pot alătura afacerii conduse de prietenul sau ruda mai apropiată. Cei care sunt angajați în afaceri ar trebui să folosească tranzitul favorabil al lui Mercur pentru a stabili noi contacte de afaceri. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!